Vă mulțumim că ați răspuns astăzi invitației domnului primar Nicolae Olțanu de a participa la inaugurarea parcului Râul Colentina. Îl invit la microfon pe domnul Nicolae Olțanu, primarul sectorului 2, inițiatorul și realizatorul acestui proiect. Vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre de a inaugura împreună acest nou parc din sectorul 2 al capitalei. Am inaugurat azi și împreună cu Mircea Sandu, președintele Federației Române de Fotbal, acest nou parc în sectorul 2, parcul Râul Colentina, un parc frumos. Aici era o zonă insalubră, o zonă destul de grea și atunci singurul proiect care putea fi realizat și ridice zona era crearea unui nou parc. Mulțumim, domnule președinte Mircea Sandu, pentru sprijinul care ne-l-a acordat la amenajarea acestui teren de fotbal, o investiție importantă de peste 100.000 de euro. Domnul Mircea Sandu, președintele Federației Române de Fotbal. Ceea ce vrem astăzi aici trebuie să fie un pilot pentru toți primarii din țara românească. Inclusiv domnul primar al sectorului 2, trebuie să realizeze în continuare astfel de proiecte, pentru că asta înseamnă sănătatea dumneavoastră, în special a copiilor noștri și viitorul acestui țări. Deci pe 8 mai, aici, președintele UEFA va veni și va inaugura de asemenea acest teren și va fi foarte încântat pentru ceea ce primarul dumneavoastră, primăria sectorului 2, a făcut în acest domn. Eu îmi doresc ca toți copiii să aibă astfel de posibilități și dintre ei a Juventus, mâine echipa națională, să-i folosim în imaginea României în activitatea sportivă. Felicitări încă o dată, vă mulțumesc și doresc o dată. Este o investiție care în mod cert va da o preocupare în plus copiilor aceia de se recrea. Și în același timp poate să dea performeri. Pe acest teren se poate juca nu numai fotbal, se poate juca și handbal. De ce nu? Mișcare atletică fără niciun fel de problemă, iar agrementul de aici vine să fie ceva complementar care pentru motricitatea copiilor în general ajută foarte mult. Pe primul loc în capitală cu 28 de parcuri mari și frumoase, toate îngrijite. Oamenii au un loc în care să plimbe, să se distreze, să recreeze. Copiii, bunicii cu copiii au un loc frumos unde să se ducă. Este o prioritate pentru noi și mă bucur că reușim să facem atâția oameni fericiți, atâția copii fericiți. Iată că cei mai bucuroși dintre noi sunt copiii. De când am ajuns, am văzut pe fețele lor bucurie și zâmbet. Acest proiect, cred că, în primul rând, este destinat copiilor. Trebuie să avem mare grijă de modul în care organizăm timpul liber al copiilor. Trebuie să știți că în sectorul 2, și probabil știți, sunt cele mai multe școli, cele mai moderne școli, cele mai multe grădinițe. În urmă cu o săptămână am inaugurat, bineînțeles, inițiativa domnului primar, cel mai mare centru de activități recreative, în care profesorii și elevii din sectorul 2 vor desfășura activități multiple. Avem un program foarte mare privind dezvoltarea infrastructurii educaționale în sector. Am început lucrările la două colegii mari, este vorba de Colegiul Național Iulia Hajdău și de asemenea la Liceul CEA Rosete. Acestea sunt programe cu fonduri europene nerambursabile, proiecte pe care le-am scris noi, salariații mei din primărie. Ele au fost declarate eligibile și iată se desfășoară lucrările. Avem alte două proiecte de asemenea foarte mari pentru infrastructura educațională. În toamnă implementăm și finalizăm proiectul de acces informatizat
în toate unitățile de învățământ, tocmai pentru ca să asigurăm siguranța copiilor, dar și a cadrelor didactice. Și acum start la meciul de fotbal. Domnule primar, domnule președinte, vă rugăm! Ce alte surprize ne mai pregătiți în viitor? Sigur că acest program de dezvoltare a zonelor verzi continuă. Vom realiza în continuare alte 4 parcuri mari și frumoase. Avem în același timp cel mai mare program din România cu privire la reabilitarea termică a blocurilor. Finalizăm acum 265 de blocuri. Peste 200 sunt deja și cu recepția finală făcută. Sunt proiecte multe. Vom începe în maxim o lună de zile construirea 1400 de apartamente în strada Dimitri Pompei, numărul 24. Avem un număr de oameni care au nevoie de locuințe, sunt unii care au fost evacuați din case naționalizate, iar prin realizarea acestor 1400 de apartamente în această zonă, unde deja am finalizat lucrările de eliberare a terenului și vom începe lucrările de viabilizare, alei, străzi și rețele publice de apă și canalizare, vom realiza 1400 de apartamente. Nu mai construiește nimeni în România așa ceva. Sunt proiecte mari, știm să le facem, nu sunt noutăți pentru noi, suntem și hotărâți, avem și banii alocați necesari, știm să luăm bani europeni, este o știință și asta, să vii cu bani, să vii cu proiecte care să fie finanțate de Uniunea Europeană. De asemenea, am amplasat 3 sisteme de monitorizare video pentru creșterea siguranței sociale și prevenirea infracționalității. Chiar unul am amplasat în această zonă, în zona Baicului. De asemenea, altul în zona Creangă și, de asemenea, pentru toate marile intersecții din sector. Acum lucrăm la documentație pentru completarea integrală a acestui sistem de monitorizare video, tocmai ca să prevenim creșterea infracționalității, să scădem infracționalitatea în sector, oamenii să nu li se mai spargă casele, mașinile. În sectorul 2, după amplasarea acestor sisteme, cei de la Poliția Capitală și de la Poliția Sectorului 2 au și spus că infracționalitatea în sectorul 2 a scăzut într-un an și ceva cu mai bine de 50%. Sunt lucruri pe care le facem. Ele sunt pentru oameni, oamenii au nevoie de siguranță socială, au nevoie să fie protejați, frică trebuie să le fie doar infractorilor. Ne-a găsit locuitorilor din zonă, pentru că parcul se adresează special lor, locuitorul din această zonă, să-l păstrăm frumos, să-l păstrăm îngrijit, să avem grijă de toate dotările pe care le-am făcut cu greu în această zonă, să folosim cum trebuie acest minunat teren de fotbal, pentru care Federația Română de Fotbal ne-a ajutat extraordinar de mult personal, domnul președinte Mircea Sandu. Anul trecut prin vară discutam despre acest proiect și iată-l acum realizat. Vă mulțumesc și iată și Dumnezeu ne ajută, o zi frumoasă, să fie un ceas bun!
să stăpâniți sănătoși, să stăpâniți sănătoși cu toate. Vă mulțumesc de toată inima.